Proiectul de revitalizare a spațiilor verzi, aleilor și drumurilor din cartierul Pipiric din Caransebeș se va finaliza în perioada imediat următoare. Mai exact, se apropie de final și lucrările din zona polivalentei. Menționăm că în zonă există și mai multe camere de supraveghere, care de altfel vor fi suplimentate pentru a descuraja actele de vandalism. De asemenea, prin contur și aleile din cartierul Cazărmii.